trecute, care primul an de evidente la Alexandrie, asta se trebuie cu persoanele. Mie spune Ștean și azi mie îmi spune Victor. Dar și împreună vom duce masterclass-ul. Ce ne place? Ce temă este? Ce temă este masterclass-ul de astăzi? Corect, adică noi astăzi vorbim despre dolarul. Că dacă am observat, dolarul tot ar tendință. Crește și crește și crește. Să facem de bani. Apropo, noi când am luat tema dată, întrebări vechi, poate nu cunosc, noi ne-am ledevit foarte tare să alegem temă. Tema dată mi-a fost dată cu anul în urmă, dar că evoluția era invers. Adică dolarul american se devalorează și toți spuneau că mai are dolarul american se devalorează, mai are dolarul american se devalorează și toți așteptau să întărească, să întărească, nu invers. Să întărești dolarul american și toți așteaptă să devalorează. Și vom vorbi anume de ce cauți s-a întâmplat și nu s-a devalorizat și cum ieși anume întorsătura asta pieței. Piața nu e luând în considerare că noi avem multe categorii de pieți. Este piața valutară, piața de mărfuri, piața cripto. Piața cripto are altfel manifestări. Adică piața cripto, într-o bună zi, poate să facă brusc cadă în jos, da? Sau piața de capital. Piața de valutară nu poate scade din cauza că numai, de exemplu, ori țara este fost majorul, da? Asta cine are legături cu băieți și cunoaște. În caz, de exemplu, dacă țara declară stare de război, economia stopează. Evident că atunci este și o cădere bruscă și grafic. Dar în caz de alte calamități, pe termen scurt poate să coboare. Adică nu se întoarce economia, nu brusc, nu într-o zi trăim bine Republica Moldova. Este un fenomen de perioadă lungă de timp. Adică încet, treptat, se îmbunătățește starea noastră de trai, crește. E mai bine între Republica Moldova. Așa cu dolarul american. Adică nu brusc să se întărească și nu brusc, evident, n-a să devalorizeze. Asta trebuie un pic de așteptat. Și din cauza asta, că trebuie de răbdare, sunt sigur că cineva are deja tranzacții pe corecții, pe devalorizarea dolarului american. Mai devreme sau mai târziu, traderi acuși se ocupă, nu mai smus, ne duce în sus, dă skin sell, sau buy, pe perechi direct și indirect și evident că uneori e perechi direct. Și trebuie de mai așteptat. Și noi vom vorbi asta, anume cum de așteptată în cursătura dată și cum noi să ne gestionăm contul nostru pe așa stare. Da, și eu sunt aici postul și colegul, dar cu colegul meu, în urmă, au ajuns dolar, chiar și indexul dolarul american, chiar și dolarul care este dolarul foarte lețean. El a străbătut atât de nivele de rezistență. Mă ajungeam la nivel de rezistență, gata, să-mi place la cuvânt, gata, să-mi place la cuvânt și să-i frumosă. Parcă e o era care mai semnă, să-mi place la cuvânt. Să-i spunem. Dacă mergem așa, ați vorbit și pe momentul dat, aveți așa și dreptate din cauza că noi cunoaștem cum a evoluat economia în Statele Americe și după a doua război mondial, cât de tare a crescut PIB-ul la ei și cât de tare a dezvoltat economia și plus războaiele astea mai locale, Iran, zonele asiatice acolo, cum a influențat economia și cum dolarul american s-a reflectat atunci. Adică vom vorbi și impactul spre Ucraina. Vrem noi să nu vrem, zilele acestea Biden ce o semnă? Atunci nu, o remarcă. Atunci când scădea să devaluează dolarul, ei duceau război în Iran, în Siria, în Afganistan, atunci dolarul s-a devaluezat. Evident, era în scădere. Dar acum, ei crește. Război nu s-a aflat la ei, s-a aflat... Ei nu au duc direct cu mai. Ei nu au duc direct cu mai. Da, ei duc indirect. Nu, dar nu afectează economia. Da, e de acord. Ei au piața pe vieță. Nu, asta e vânt. Da, asta se este bani, se liquiditate, care da, puși la dezvoltare economică crește PIB-ul. Produc rachete. Produc rachete, ne văd la rachete. Eu reușesc. D'accord. Este și aici un factor care influențează asupra încălirea dolarului, dar mai sunt și faptul că, dacă văd din punct de vedere politica monetară care o duce fermă, în primul rând, dacă ați tras atenția sau discursul, după discursul când a ținut Jeremy Powell, atunci l-a spus așa. Ei încă nu au luat așa o decizie ca să se rupte așa de dur, să spunem așa, cu inflația. Ei încearcă treptat să rupte cu ea. Din cauza, dacă se încearcă să rupte mai dur cu inflația, se teme, simplu motiv, că să nu prăbușească toată economia. Și asta e început treptat. În primul și în
primul rând, a început că, primul rând, ei trebuie să modifice rata de referință cel puțin, pe 1 noiembrie anul trecut. Dar eu am modificat prima dată rata de referință abia în martie. Când am modificat la 0,25 la 0,50. Și acum au modificat-o săptămâna trecută cu 0,35 puncte procentuale. Jeremy Powell a spus așa, că ei o să ajung, dacă să fie nevoie, ea să mărească și la 0,375 puncte procentuale. În caz că n-a să dă efect plus. De lângă faptul ăsta, ei a început să reducă volumul de investiții. Banii au planificat ca să reduc volumul de investiții de la 97 miliarde, planificau să reduc. Ei au început să reducă la 47, adică nu așa volum de mare. Iar și eu, fapt, de înțeles, unde investitorii la momentul de față, ei n-au încredere așa de mult în acțiuni, cum ar fi, în special companii de tehnologice, dar au mai multe încredere în obligațiuni guvernamentale. Și investitorii mari se transferă din la investiția în acțiuni, în investiția în acțiuni. Ei le consideră la momentul de față mult mai sigure de situația care este în față la momentul de față. De asta, evident, investești în obligațiuni guvernamentale, duci la întărirea dolarului american și atât. Și ce un plus mare, da. De exemplu, ei gazul, doar încep să vândă gazul Liquefiat, astăzi, Bulgaria a semnat un acord cu Statele Americii legat de importul de natural gaz mai ieftin ca rusesc. Evident că acolo nu poate să fie așa ceva. Acum s-au adus pe loc. Pe loc. Nu poate să fie așa ceva de economic, nu cred să fie așa ceva, dar cred că sunt niște comunitate, ca și bubana, ce da subvenții și mai departe ca să oprească conflictul dat, pentru că nu poate să. Inclusiv și Republica Moldova, inclusiv statele asiatice, nu pot să renunță la energie rusească sau resursuri rusești din cauza că ele sunt ieftine. Orice economie evreie să trăiască, să aibă produse interne, să mențină economia lor cât de cât, și evident că sunt dependent de aceste resurse. Ei pot în orice să suprească robinetul la gaz. Evident că asta duce la răscoale, oamenii scoală, eu înțeleg că e conflict, dar noi știu să vorbim de foame sau nu e situația care este. Adică, din ce în ce prețul la corporanți cresc, ieri cum e crescut o dată, și evident că lucrurile stau sub o normă oarecare, dar oricum oamenii înțeleg că e conflictul dat și din cauza conflictului. Dar sunt țări, de exemplu, cum în țară, cum au fost proteste puternice. Armenia, în Italia, Armenia, oamenii se riscă altfel, pentru că deja cheltuielile sunt mai mari ca veniturile. De ce nu pot, e atât de greu de renunțat la resursele rusești? Și acum America vine, că asta e o politică lor, la țările europene cu contracte avantajoase, prețuri sub minim de, spune așa, fără profit oarecare și subvenționate, ca să rupă dependența asta de Rusie. Da, că și trăiești situația că acum noi rădăm o bonică pe mai migranți, și pe oameni ai, e poți fi de la prețuri inițial, să spunem, de 10 lei, poți fi automat la produs. Cu mult mai scump ca gaz, să spun să fie, cu ultima vreme Rusia a scumpit gazul de 2-3 ori, da? Da, eu a fost locul. El era. Și la americani poate să lese puțin mai ieftin sau la nivelul acela, adică e combinatul. Europa nu este pregătită în primul și primul rând de a primi gazul chiar. Ei nu au primul rezidu, tehnologie unde să depoziteze. De asta, ei până acum s-au axat mai mult, importau gazul de Rusia, din conduct, din cea la rezervau. Acum, când a ajuns situația dată de criză, ei nu sunt pregătiți ca să primească lichidat. Este Arabia Saudită, care este un exportator foarte mare de natural gaz. Este, iarăși, Azerbaijan, este America, care pot să aduc. Dar din cauza că Europa încă nu au depozit peste unde să le rezerveze, să le pună rezerve. Încă sunt nevoiți ca să procure gazul din Rusia. Iar și cum spus colegi, domnul Pian, că tot procedura asta ca să se dezică de gazul rusesc, nu o să fie brus. Atât, până să ajungem în punctul dar. Că noi deja suntem pregătiți ca să depozităm sau să procurăm gaz numai din America sau Arabia Saudită. Până la final, Rusia nu o să vândă petrol. Da, să vândă
când îți dau preț mai ieftin, ați fi o concurență. Nu ați fi legal. Care să fie... Și legal, ați fi intrat pe state aliate, nu poate China să procure petrol de la Rus din cauza, în primul rând, China și... Deci cauza, acum people la americani au căzut în aprilie din cauza că în China sunt focare de COVID și China și America sunt strâns legături, deci legat de export și import. Și evident că ele sunt două economii cele mai puternice care se luptă, doi concurenți, și evident că tot timpul cine câștigă în concurență și în business și ca economie, cel care are produs mai ieftin. El iese cu un produs mai ieftin în piață, evident că el este poate negocia cu prețul. Și evident că ca să ai un produs mai ieftin, trebuie să ai materie primă mai ieftin. Evident că să fie o luptă pentru resurse ieftine și nu cred că se poate ajunge la un comun acord ca America să implice în, să spunem așa, traficul de petrol, natural, gaz, zăcăminte și mai departe spre China de Rusia. Adică China, India, Belarusia a acceptat să plătească natural gazul și petrolul în rupe rusești, iar Rusiei, evident că este să vă pun niște aliați care ei vor duce și vor mințe. Da, și rubla sunt aici, dar evident că rubla e destul de interesant situație, adică pe grafic este una, noi nu le avem grafic de date, dar le putem găsi pe alte portale, este evoluția rubla rusești cu dolarul și cu euro, dar evident că la bănci, când vrei să procuri locale în Rusia, vrei să procuri schimbi în euro, nu se vândă. Dar la momentul actual se vede, spune așa, conflictul dat și cu conflictul dat își pune amprenta pe toată situația economică și globală. De ce dolarul american crește? Cum crește asta? De ce el crește? Fundamental, mai alte idei. De ce el poate să crească atât de puternic? Deci, rata de ăsta, Fed-ul nu își face față promisiunilor, dar nu poate veni brusc careva acțiuni. Deci dolarul cum crește, deci nimeni nu are credere în dolarul american, dar el tot crește. Parcă tot merge împotriva lui, dar el crește. Sunt trei bază fundamentale care îl susțin. Ei vând gaz, al doilea vând armament, al treilea război nu s-au făcut continentul lor. Asta. Da, cu război. Aici am văzut, după care trecem la tehnic, fiindcă el e mult tehnic, e fundamental. Cu război, într-adevăr, conflictul care este, tot timpul, în primul rând, știm că America este un stat care investește cel mai mult în armament. Asta este primul loc de mult. Și evident că o luptă împotriva inflației, asta este război. De ce? Fiindcă războiul acesta foarte mulți bani. De exemplu, erau și sunt și acum de părerea, specialiști și inclusiv, că a treilea război mondial nu poate fi. Din ce cauza? Fiindcă un război mondial ăsta e foarte costitor. Poți distruge o țară economic mult mai ieftin decât se întâmplă cu țara asta. Adică economic, prin sancțiuni, ceea ce face acum toate statele europene și America cu Rusia, da? Prin sancțiuni diferite, izolare, da? La toată lumea, evident că asta influențează economic. Și evident că se vede că e mult mai ieftin, da? Audi e suferit. Da. Trebuie să... Da. Evident că în situația asta, de ce sancțiuni, de ce și ca și Europa, în ultima perioadă am văzut și chiar la cursul nostru voluntarie, că euro a scăzut. Din cauza că companiile care erau stabilite în Rusia, evident că erau o bună parte companii externe. Și evident că s-a stopat activitatea, toți se luptau cu asta, cu Rusia este un consumator bun ca client. De ce cauza? Și atunci Rusia sau rusul și moldovan, noi suntem cheltuim bani. Adică noi cumpărăm, nu știu cum avem un alt ideologie ce legat de cheltuieri. Și noi, orice companie externă, au avut piață de desfacere foarte bună în Rusia. Evident că s-a stopat activitatea, practic 90% din companii toate au ieșit din piața rusească, datele erau și mai multe, 90 ceva de procente, evident că au afectat și economiile europene. Adică dacă traderii care trăgează piața de capital au văzut cât de bruști și pe McDonald's și pe alte companii europene, chiar și pe SP500 și pe K40. Și cauți, fiindcă evident că s-au izolat. Dar evident, Rusia s-a dăunat și mai mult, chiar dacă e tot mențin asta. Plus la asta este și factorul psihologic. Toți cunoaștem asta. Ce înseamnă factorul psihologic? Factorul psihologic, noi vorbim încă de la a doua lecție, de la etapa teoretică. Factorul psihologic reprezintă 70% din evoluția pe piață. Toți
cunosc despre așa informații, eu poate cuiva mi-a spus, poate cineva cunoaște de numărul ăla, dar vă închis că 2014 euro era pe cale de dispariție ca valută. Adică statul european era într-o criză economică foarte puternică și blocul ei era, spune așa, într-o criză puternică. Atunci a venit China cu un ajutor, nu știu de cât miliarde de dolari, i-a ajutat și i s-a repornit. Și atunci era toată șansa că euro se par ca valută, adică blocul european se descompună. Și evident că asta dacă spunea în masă, asta avea să îndrept 100%. Adică dacă se mediatiza foarte bine și spuneau toți avea să cunoască, evident că orice moldovan care lucra în Europa și avea euro, ce avea să facă? Că schimbi euro, îți duc scumpi lei sau dolari și mai departe. Fix așa și fiecare cetățean care era în Europa avea să spună în țină bani. În buzunare avea duc la bancomat să facă bani, să cumpere ceva sau să investească în careva activi ca să fugă de această criză. Și evident că asta o să menționat la nivel maxim ca să nu se formeze într-un efect de turn, ca tot să duc la o devalorizare și formarea unei crize. Fix acum se întâmplă și cu dolarul american, este o situație când America, prin diferite surse, menține acest dolar american și se formează, spunem, ca și la Bitcoin. E ce și evoluție, piața practic se repetă, istoria se repetă, da? Când un instrument practic firește numai din, știi, din inerție. El se duce numai din inerție dată, fiindcă a avut un impuls puternic și anume toate ideologia asta, dolarul se întărește, formează și mai mult împingerea lui sus. Evident că asta are un film. Și acum vom vorbi tehnic asta, cum se vede. Domnul Victor, dacă mai are ceva de adăugat? Da, așa e că am avut 1000 euro. În aceeași situație, în 2014, a fost la noi Republica Moldova. 500.000, când euro a ajuns 30. Pentru fix aceeași situație, tot a fost psihologic mai mult influențat. Adică cum a avut loc influența dată? Nu din cauza că n-aș mai fi euro, dar noi o spărit lumea. Chiar nu imaginați acum ies o persoană sau guvernatorul Băncii Naționale de Republica Moldova, iar spune că mâine n-aș mai fi euro deloc. Sau din cursul la biroul ăla, care n-aș fi euro deloc ca Moldova? Ia să știți cum euro o să ajung și o să plec. Așa, astăzi deja lumea din cauza că spăreau că euro a crească la 50, mergea vorba ca să ajung la 40, a început să procure. Evident, banca că... Evident, banca când dorește ca să mai se dețină rezerva dată pentru ca spadă de servicii clienți, ce face? Automat crește cursul la euro. Îi cunoaște pe care. Ia Vasilevici, Mătușa Ileana, are euro. Ei cunoaște schimbi. Dacă vrei schimbi, vă schimbi un curs mai bun. Și a spune, haide să mergem pe curs și am să vină. O să vină, aduci valuta. Și automat o să vândă. O să ai de luni vinde. Dar atâta timp cât ei dau oferte, n-au de unde vin. Și tot cresc și din cauza. Îl cresc, poate până poate să o răzgândi și nu vine să-l cumpă la 30. Tot așa e, că așa că funcționează sistemul ăsta. Fix așa cum e în momentul față cu dolarul american. Că cum a fost? La început războiului, tot dolarul american a avut așa o tendință și o crescut. Hai să vorbim de... Că s-a început războiul, când se vindea cu un ban, schimbau cu un ban din prima. Iată cum nu se schimbă cu un ban. Eu să nu fost factorul ăsta psihologic. Da, se gândeau că atunci când o să vină, o să procure valuta dată și să fie, nu o să ai ce faci pe ea, să fie o simplă hârtie. Cum am citit un articol în Rusia, pune o persoană, în momentul când rubla atunci a ajuns 150, a ajuns rubla, o să fie o simplă faie. Care vrea și faci pe ea. Uite cam așa, și asta a fost psihologic, îți gândeau. Gata, ce să fac? Spară, euro, dar ceva s-a întâmplat. Și îi dețin și ceas fac cu dăși. Cred că cam în așa situație cum se rea, dar este mult psihologic. Eu tot timpul spun că este să numește efect de tur. Mă plănește așa să vă tăzi de urmă. Așa trebuie să fac toți. Ok. Fundamental, oricum, avem un postulat foarte puternic. Fundamental sunt foarte mulți știri. Evident că noi ca și orice un urban sau ca orice un om trebuie să ne informăm de mai multe surse. Evident că avem mai multe surse. La nivel internațional, evident, ele au și tot timpul a spus că vrem noi să lucrăm cât de democratic ar fi programul sau platforma cum noi citim informații, evident că este trecută prin careva persoane. Adică, evident că deja asta este o informație deja nu curată, este acum deja prelucrată și evident că are și ea procentul ei sau adevărul ei, dar are și neadevărul ei. De ce noi avem un postulat care îi spune felul următor, toți au cunosc prețul cu de tot. De ce unul parte din trader sunt traderi care sunt adepți mai mult analizei tehnice din analize fundamentale, noi trebuie să cunoaștem analiza fundamentală, pentru ca să avem careva siguranță, că eu astăzi, de exemplu,
am uitat știrea. Cum? Am citit ea dimineața de știre care să fie astăzi, pe ora 15:30 care mi s-a fost. Dar nu fost n-am văzut pe grafic. Adică eu am uitat de dânsa, având tranzacție activă, s-a dus foarte puternic în direcția opusă. Adică s-a întâlnit dolar american pe o oră de vreme, după care și-o revinte înapoi. Adică, ca să nu fie așa spațiu, eu trebuie să cunosc știri de date. Dar în mare parte, el a influențat pe termen scurt. Mare, 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 așa spunem, diferență nu a făcut în spația mea. Adică, dacă eu intram în momentul în panică, în momentul când, de exemplu, avem o tranzacție de bani, au o trebuie să trebuie, de exemplu, da? Bani. Și așa de numătate aș putea să duce brusc în jos, un are era toată neagră. De exemplu, da? Toată răbdarea neagră. Și eu îți vedeam repede să deschid său, cum e din gata, să ducem jos, doar îmi vedea să trebuie. Vedem său aici, evident că ducem sus. Adică în situații când deja noutatea este, așteptăm impactul pe piață sau factul psihologic, după care ieși și vine mai departe tehnic și piața merge tehnic foarte bine. Deci eu acum vom atrage atenția mult la analiza tehnică, vom intra pe indexul dolarului american. Eu cred că toți folosesc el ca un instrument, ca un indicator, ca un instrument de a vedea o evoluție a unui dolarului pe perioada mai lungă de timp. În chestia importantă să vedem, fiindcă el se reflectă pe nouă instrumente de bază care noi le folosim. Dați spune comentariul și facem o analiză pe dolarul american, ce poate el face mai departe. Și facem o analiză și pe instrumente de bază, euro, dolar și plus. Eu m-am dus direct pentru o perioadă lungă de timp, o perioadă de lunar, unde lunar reprezintă un mod de zile. Și vreau împreună să facem analiză ca să înțelegeți anume evoluțiile care sunt. Vom pune acuși careva momente când s-a început conflictul, cum piața a mers, care lunar a făcut-o și cum. Dacă suntem spune, da, suntem și mine de față, măcar că nu se prea vede lunar. Așa. Și ce îl asta este perioada de o lună de zile. Așa. O lună de zile, noi vedem acum că nou ne arată indexul dolar american din 2004 de noiembrie. Vedem că a ajuns la un nivel foarte puternic istoric aici. Eu voi pune chiar pe vârful umbrilor dat un nivel. Dați un nivel aici. Care el a străbătut. Voi pune un nivel, voi pune câteva niveluri doar de vinde, în felul următor. Genuman. Nu tare vreau să mă orientez la nivel de nivele, vreau să mai mult mă orientez la tendința care este în perioada de lunar. Adică, în perioada lunară, în noi dolar american, vrem sau nu vrem, are o tendință crescătoare, totuși, da? Adică el a avut un impuls puternic în 2014-2015, după care o corecție și mai departe, iarăși, un impuls. Adică eu, dacă chiar să unesc cu o linie de sport aici de jos în sus, am un trend de care? Crescător. Adică deja eu înțeleg foarte bine că la mine trendul este crescător. Eu am încercat și am folosit chiar și Fibonacci și știm cât de bine lucrează și eu iubesc foarte mult indicatorul Fibonacci. Fibonacci expansiune mă refer, l-am plasat pe... am plasat din punctul dat până în punctul de sus. Și pe vârful corecției care s-a format aici la noi și el mi-a arătat este primul punct, cel mai relevant punct, mi-a arătat pe anume el poate să crească. Adică el de start mi-a arătat pe la nivelul dat care m-a stabilit din istorie, adică la momentul unde este piața acum. Adică asta e perioada de demand. Deci, într-o perioadă mai scurtă de timp, noi pentru o perioadă de lunar am depistat tot ce avem noi nevoie, trend crescător și un nivel puternic până unde poate să crească piața. Evident că noi mai avem nivelul 100 al Fibonacci expansiune care poate să ajungă dacă îl străbate pe nivelul dat. Deci, este perioada asta de aici. Evident că este perioada fără, este simplu și foarte mult, evident că... Da, aici, dragi, atenția faptul că deja el are 2015-2020, unde el și acum, la momentul actual, eu vine a treia oară ca să străbată punctul dat. În caz că mai loc străbaterea de acest nivel de rezistență destul de puternic, nu este în semnul personalului de tranzacție de cumpărat. Dar eu, în momentul când sunt aici în neapnă, el, după așa o creștere brusc, el are nevoie de să facă. Nu poate piața să lucreze în continuu fără să facă pauză. Nu este piața cum este ca și organismul viu. Este întâi nevoie de corect. Și eu fiu posibil să fac o colecție până înainte la nivelul dat. Așa să fac o mică colecție și după aceea să mergem în continuare tranzacțiile de cumpărare. Dar așa după aceea să
trebuie continuat. Numai în cazul dacă Google deprinde pierdul careva măsuri de tor la poziția monetară în America. Așa, și este și a doua scenariu care poate să facă. Poate să străbată nivelul dat, nu cu o putere atât de mare, din cauza fiindcă dați seama investitorii mari, traderii, fonduri, corporații mari, băieștii comerciale au fonduri cu dolari americani și evident că sunt foarte deci la nivelul dat istoric, fiindcă au și graficul dat în față, evident că vor aștepta această străbatere de nivel și tot ce e posibil ca să fie evoluții ori de la dat, ori fie evoluție, să fie o străbatere, dar cu lumânări nu așa cu încredere puternică, adică lumânări micuți un pic în sus, să fie o cădere până la nivelul dat și deci brusc să fie o creștere puternică în sus. În felul următorului evoluții, asta să fie o repestare a nivelului, după care o străbatere, adică o lovitură de el și o străbatere puternică în sus, poate fi și o evoluție în felul următor, din cauza că tot stem, adică tot stau, va fi sau nu va fi, adică va crește sau nu va crește dolarul american și tot ce posibil să fie așa o evoluție, fi sau, cum a spus domnul Victor, să fie o coborâre din cauza neîncrederii dolarul american să crească piață, după care totuși pierdul să își revie careva măsuri, chiar și rata de referință, chiar și poate să fie cu discursul radicale, ori chiar și cu mărirea investițiilor în obligațiuni de stat și evident că asta poate influența la întărirea mai departe a dolarului american. Adică, în mare parte, noi suntem acum la nivel, să spun așa, la un nivel puternic, unde dacă va străbate nivelul dat, evident că ne vom ureța mai departe la tranzacții de cumpărare. Știind istoria și văzând impulsul care a făcut, el este evident că istoria ne se repetă, vedem situația care a fost aici. Adică este totul fost un nivel puternic, de câteva ori la nou testat, o dată, două ori, după care am străbătut puternic. În asta în 2014 și 2015, evident că a avut o creștere puternică. Barbita și Saman, în 2012, a fost alegeri cu Obama. Permesc pe el. În 2012, dacă 4 ani zile, până în 2016, anume, da, cu conducerea, nu știu ce a fost atunci așa de puternic, puteți să-i fac. În 2015 a fost situația tot criză, când a început primul și primul rând. Ce a fost în 2016? Ce a început? Ucraina, primie, iar la Ucraina. S-a lovit piața într-adevăr de 3 ori la noi. Noi aici vom vedea că evenimente sunt diferite, anume la lovitura acestor 3 nivele. La primul nivel, asta a fost 2017 aici la noi, pe 1 ianuarie 2017, nu știu ce a fost atunci, dar avem 2020, 15 martie. Deci a început focarul în statele de la Merci, COVID. Și evident că în piața noastră am ajuns aici, în momentan în perioada de vreme, după care au avut o cădere foarte puternică jos. În area de neagră a fost timp de o săptămână, pare mi se că a fost lockdown în SUA, în Anglia, în toată Europa, când totul în carantină și evident că economia s-a topat direct. Și evident au avut căzătura dată. Deja aici vom vedea, aici poate fi iarăși un eveniment fundamental, oricum piața trebuie să fie împins un impuls de ceva. La momentul actual, după lumânările care se înseamnă aici, evident că piața parcă are nevoie de o corecție, are nevoie de o cădere, în cazul nostru aici, până la nivelul de mai jos. În cazul de jos, noi vedem aici o figură de schimb, o vârtulă care a dat semnal că se începe impulsul nostru crescător. Este în felul următor aici. Așa. Da, și acești ține cum de tranzacții de vânzare la indexul dolar, ca semnalul că va merge în continuare în jos, se va schimba direcția, se pare să repetă. Nu e tot timpul să trebuie să cum el. În orice caz, este o figură de schimb, este de scapul. Nu e tot timpul, în caz, dar numai în moment când într-adevăr vom avea o figură de schimb, atunci vom fi convinși că gata, indexul dolar american merge în jos și dolarul se va devaloriza. Dar atât, la momentul față, noi nu avem nicio confirmare, nicun nivel tehnic, că dolarul ăsta se mează pe tot. Deci poți face o mică corecție și mai să facem un plan. Da, aici...
este o regulă politică care trebuie să fie, atât pentru trader, cum vorbești de proiecte directe, directe, trebuie să fie figură. Numai figura de schimb are puterea să schimbe trend. Niciodată nu s-a schimbat trendul, numai dați un da, forț major asta a fost COVID. Dar COVID n-a să fie, adică nu poate fi COVID. Da, au fost o figură de schimb, dacă ne uităm în perioada mai scurtă de timp aici, dacă am început de unul, sunt sigur că acest fie un vârf dublu sau chiar un vârf triplu, el înseamnă că dacă se ținesc linia gridului, felul următor, cam așa, da? Un vârf triplu, 1, 2, 3 și o piață s-a schimbat, adică tehnic. Aici avem o situație fundamentală, când aici nu s-a ținat figură, aici piața pur și simplu mergea în sus, în sus a avut o creștere puternică, după care o cădere. Creșterea, apropo, a avut-o din cauza China a aumentat prima COVID. COVID-ul s-a început din februarie anului, nu din februarie, dar din decembrie, noiembrie. S-a început în China și evident că când un concurent cade, tu te ridici cu podiul, da? Adică tu devii mai puternic. Și evident au avut o creștere puternică, inclusiv și moldovenii, noi în mare parte ne gândeam, nu, ok, în China, la noi n-a să ajungă în cetate, cum să ajungă COVID-ul, da? Ajuns și în bază de Europa. Da, ajuns la noi. Adică, evident, după asta s-a afectat și toată global a fost COVID, pandemia, da. Și evident că SUA a fost afectat și evident au avut o coborâre puternică. Dar urmarea aceasta albă puternică care s-a început aici a fost data de 3 martie. 8 martie, 1 martie. 1 martie până pe data de, adică și 2 săptămâni piața a fost foarte puternică, după care în jos. Adică aici pare mi se chiar era de Europa a fost afectată, după care. Evident că ești la noi acum deja fundamental, așa noi nu avem ce ne aștepta. Doar de ferești, într-adevăr, din al treilea pe mondial. Da. Asta putea influența că dolarul scadă sau să fie o vedere putere. De ce? Doar tehnic. Deci ești la tehnic, ești să o figură de schimb în perioada dată de săptămânal, evident că durează câteva săptămâni, cum și în perioada de jos. Adică la momentul actual, noi simplu așteptăm o corecție, cum și-o ținat domnul Victor în perioada de mană, avem nevoie de o corecție în partea în jos, până la unul din nivelul care l-a stabilit noi aici, sau folosim Fibonacci linii. Fibonacci linii trebuie să folosim din punctul dat în sus până la nivelul dat. Și deja ne orientăm pe o cădere până la unul din nivelurile date. După care, iarăși ne concentrăm la tranzacții de cumpărare. După care, iarăși tranzacții de cumpărare. Asta este o analiză în perioada de weekly. Putem să mai adăugăm câteva nivele, dar nu are. Asta este trei nivele nouă de ajuns suficient. Protejă și Fibonacci linii. Așa, de mult și trebuie de mâine, de mândrie. Apropo, versiunea poate fi o figură de continuitate? Nu, nu poate fi o figură de continuitate, dar de fapt, dar nu. Da, asta urma să aflăm abia la toamnă. Da, da, da. Aici, evident, dacă e urmarea are săptămâni, evident că astăzi plasă și tubieri. Dar, apropo, de pe 1 iunie până în august, până 30 august, vor mări de vreo 3 ori achiziția obligațiilor de stat și de septembrie vor mări încă o dată, dacă depinde cum merge situația. Și asta evident poate influența la o cădere, da, dar va dura o perioadă lungă de timp, deci poate să urma această figură, figură de continuitate. Toată vară, D1. Hai să vedem în D1 ce se întâmplă aici. În perioada de D1 avem o creștere frumoasă în sus, iarăși nivel, iarăși aceeași imagine, pur și simplu avem o divizare a impulsurilor care au fost în Winter și Mar, adică spirte mai amănuțit impulsurile și corecțiile care se urmează. Evident că noi, iarăși, mergem pe acest tendință, avem un trend crescător, el s-a schimbat un nivel de activitate, adică de ce a devenit mai agresiv, mai puternic. Aici putem folosi și Fibonacci canal pentru a depista și impuls și corecția. Deci, noi vorbim de Fibonacci canal la masterclass. Dați-o să-l lăsez. Să fie testul mai ușor.
e ca fiul unui cor. Acum, el poate să facă corecții. Toți cum ați fost să lucrați cu Bulaci Cram? Nu trebuie să ne facem mai să nu uitați să la Rick, la careva 30 de zile, Bulaci Cram, nu știu ce Bulaci Cram, la Rick. Da, nu, dar nu mai stai spasul, ca să înțelegeți, nu vedem Fibonacci creat, că nu vrem noi. Pe exemplu, Fibonacci nimic, Fibonacci expansiune, arată aceeași informații, numai că dată în altul nu spune, nu spus, dar în altul fel. Adică, nu înseamnă că el e diferit sau că el reprezintă altceva, pur și simplu, da, are și careva plusuri, pur și simplu, el e același trend, doar că are niște canale adăugătoare, care reprezintă, anume, el până aici, el nu are niciun folos. Nu, dar doar de după nivel este două care sunt aici. El, după ce ies piața din canalul de trend, trader zblochează, zic eu. Nu știu ce să fac, adică va merge mai mult sau mai puțin. Și deja traderul știe că el dacă o să bată pista, se merge până la următor. Dacă o să bată pista, merge până la următor. Adică lui e bine mai ușor să lucrez cu ieșire de trend, crescător și de bine. Deci, noi ce îmi faptul că avem noi, de tot am spus, de material, dar nu mai dăm mai multe Fibonacci din cauza că noi așa că dăm două, se duc afară, se duc acasă și ea să fie scurturi. Indicatorii îmi spun ceea ce eu dar nu știu. Pur și simplu îmi confirm asta și eu mă simt mai bine. Adică indicatorul spune ceea ce dar nu știi, dar tu știi că îți cumva, dar indicatorul îți arată pe bază de bani. E aici de bine să-ți arată. Ok, avem acum o imagine foarte interesantă, adică ce se întâmplă noi aici. Acum, evident, noi trebuie să așteptăm o cădere. Păi unde putem să așteptăm o cădere? Evident că avem două nivele. Alu Fibonacci canal și alu nivelul orizontal. Evident, prima cădere poate fi până la primul nivel, până la nivelul dat și după care în sus, sau poate duc până la nivelul dat. Să nu ajungi poate până la nivelul cel care e orizontal de jos acolo la noi, că dacă eu voi pune Fibonacci linii pe pulsul dat, sunt sigur că unde ține domnul Victor Linii, acolo va liberi un nivel al Fibonacci linii. Deci dacă voi ține Fibonacci, dați să ține ca să fie, ca să vă convinge, să fie de bine lucrează Fibonacci. Da, nu primul nivel, dar doilea. Adică undeva în zona asta, eu trebuie să mă concentrez ca să caut un trader de bani. Și atât. Nu mi-a trebuit niciun indicator, nu mi-a trebuit nimic. Adică eu undeva trebuie să mă orientez. Evident, nu folosesc niciodată pe două fibonacci. Adică ori unul la altul, sau l-ați folosit, ați văzut plus minus ideea care și l-aștept. Să picăm tot să lăsați, ca să am un trader să complic foarte mult. Nu, genul că, spre exemplu, eu am avut așa caz, noi dăm toți indicatori, dăm mai mulți indicatori, mai ales nivelul trendului, îl plasează pe platform, pe cel și subiect. Pe prima analiză, pe numele cel puțin bacă un dăiere să vedeți la subiect. Mă rog, nu vedem la lecții practici, ești un loc. Da, o la engeză. Ok. Am înțeles asta, este clar ideea care este aici, avem nevoie de o corecție. Noi studiem faptul, noi am vorbit despre scenariu, fiindcă trader trebuie să aibă mai decât de cap adresul, planul A, planul B și planul C. Adică avem două idei, pic corecții cât de adânci poate să fie și evident că avem situația cum și-a fost în istorie corecții laterale. Poate fi corecții mai micuți, cum a fost aici de exemplu, da? Corecții mici și hop-hop, după care străbătă în sus, anume străbate în nivelul dat. Evident că avem de perioade mari plus Fibonacci expansiune, planul ne poate să crească, avem încă nivelul sus. Dar evident că avem Fibonacci canal care poate să meargă după dârsul. În direcția, adică dacă se rebate nivelul următor, până la nivelul 171 și Fibonacci, 178 al Fibonacci expansiune, adică e nivelul ăsta. Adică poate să crească până la nivelul dat. După care, neapărat, la așa un nivel puternic, adică nu poate să fie neapărat 100%, dar nivelul dat care l-am pus la 503, 787 și 800, de exemplu, nivel puternic, el neapărat să facă retestarea nivelului dat. Adică este nivel, el poate fi și folosit ca nivelul oglindă. Toți trei lucruri ce înseamnă nivelul oglindă. Nivelul oglindă este nivelul care este în același moment retestat ca nivel de sport, ca nivel de rezistență, sau invers, ca nivel de rezistență și apoi de sport. Adică el, o dată, de două, de trei ori, s-a
lovește de dânsul, după care fix așa. Și repet practic aceleași mișcări care le făcut aici, le faci și aici. Adică el o oglindă îți face, inversul lui. Și tot ce posibil ca el să refine pe aceeași evoluție și pe situația dată, adică să străpască, să facă corecții, să crească, iar să facă să ajungă la tensul, după care să pornească sus puternic. Vom vedea deja cum vom ajuns la acest nivel. Dar asta de regulă se întâmplă de ce cauză? Pentru că se întâmplă ca și la figurile de schimb, figura ta de rămas bun. Când schimbă un teren de perioadă de H4, de 1, figurile, în primul rând, sunt mai mari și, evident, tot timpul sau triunghiului, când piața străbate, mă repet încă o dată, parcurs străbate cu încredere. Adică străbate și face un mer fie cu umbre, e așa umbre sus în jos, și face un mer, da? Negri, dar cu umbre mari. Parcă nu are încredere să ducă jos. Deci cauză, pentru că, evident, că nu au intrat balinii pe piață, rechinii pe piață. Adică aici sunt jucătorii micuri. Și, evident, după asta urmează o creștere, tot așa, micuță, nu puternică. Poate să se străbată un pic linia gâtului și după care urmează o cădere mare. Aici evident că intră corporațiile mari, băncile mari, urmează o cădere bruscă. Și anume, ca fi momentul dat, poți fi și la nivelul acesta. În aceea situație, dacă ați observat că în momentul la 90, dacă când piața brusc se duce în sus, așa, așa, pașe din înapoi, mai pleacă de partea sus. În momentul este când apare noutatea, cum a spus colegul, aici avem numai 3 de peștișori și interiuri. După aceea, corporațiile mari nu le ușesc, ei deja cunosc situația, că dolarul într-adevăr o să meargă sus în direcția dată. Dar ei nu doresc să procure de la prețul ei. Dar oficialul? Dar oficialul un pic de prețul un pic urețe înapoi, ca să-i discutura. Bine, ca să poată procura de cât mai la preț și al mai jos. După aceea, pleacă sus. Este avantajul nostru și minusul lor. Avantajul nostru, cât toți îl cunoaștem, noi suntem micuți, dar suntem foarte flexibili. Adică noi repede ne-am schimbat pozițiile noastre, fie în cumpărare, fie în vânzare. Evident, corporațiile mari, băncile, ei nu pot așa vândut sau cumpărat ceea ce este o procedură de durată mai lungă. Și evident că ei uneori nu pot aici închide doar tranzacțiile de cumpărare pe care le-au ei de jos. Și evident că au nevoie încă de timp pentru a închide tranzacțiile de cumpărare și a deschide pozițiile de vânzare. Și asta este anume fenomenul care noi vedem ca o figură de rămân. Sau situația cineva, o fost tese, când între americani, de exemplu, de asta, dacă trebuie să așa decenier, hai să spun, este decenier, s-o părinte impuls și că ajunge în gira ta. Când între americani, poate să se formează de un lunar de creștere, o dați fiu atenție la lucrul ăsta. Faci și formează un lunar de creștere, după aia să ducea să nu scoate părinte. Dacă iar așa ce am invit, deja cunosc impulsul pornit, dar ei nu au reușit prea târziu între ei. Și el prin aceea să fac lucrurile la un preț mai am dus o perioadă de H4, evident că ești vede cât de bine o grafic până acest canal. Încă o dată uitați la el, chiar în spație cum la nivel, la nivel cum se lucrează, da? Adică a testat odată nivelul dat, au făcut o corecție, s-a pornit în sus, a ajuns la nivelul dat și s-a chinuit și pe care o lunare brusc crescătoare, a crescut, iar o mic corecție până la nivelul, l-am mai testat odată, care pe asta trebuie să plătesc. Și iarăși eu l-am testat. Adică el lucrează foarte bine Fibonacci. La momentul actual se vede că stă, are o tensiune foarte puternică la nivelul dat. Stă blocat aici. Evident că așteptăm o cădere, cum și-am vorbit anterior, ca la un din nivel. Adică că aici deja este clarificat tot. Așteptăm o depreciere pe dolarul american, ce se vede și pe direcție în direcție. După care iarăși întărirea lui. Adică nu ne orientăm nici sub o formă la devalorizarea dolarului american într-o perioadă scurtă de timp, acum la 1, 2, 3. Adică ne așteptăm mai departe la întărirea dolarului american. Poate până la sfârșitul lunii la devalorizeze, poate până la poate și mai mândră de mult, poate și mai repede. Da, și dacă trebuie, dacă ați tras atenție chiar pe cotațiile euro USD, GBP USD, majoritatea, că sunt o foarte mult. Poate acum la noutate, e acum cu GPU, consumă price index. El a fost străbaterea, dar a fost străbaterea falsă. Iar la momentul de față, iar am ajuns la un nivel de suport foarte puternic, atât GDP, cât și euro, unde ei încearcă, are câteva tentative de a străbate acest nivel de suport. În cazul, el iar are nevoie de o corecție, care și dolar, care ne arată și indexul ăsta și indexul, după aceea, după corecția dată, o să meargă iară continuare, pe la rație de vânzare, ce ține euro. Numai în cazul că, iar, dacă nu
Sneala Gard a spus că ei planifică ca pe sfârșitul iunie, începutul iulie, ca să mă duce rapid de diferență la Europa. Europa de mult timp planifică trase de diferență. În cazul când ei vor ajunge cu punctul de amă de trase de diferență, ar putea fi o tastatură ce ai ținut de Europa. Am avut o cădere bruscă, am avut un nivel puternic sau o cu curenț și acum urmărim
evident că aici mai are căzut încă undeva 100 și ceva de puncte, 182 de puncte, 190 de puncte, nu e atât de mult și poate scovare fără corecție. Adică el poate și ușor să le covare până undeva la nivelul dat cu siguranță. Adică asta nu e oprire aici. Dacă spunem după Fibonacci expansiuni, iar să vedem cum era să ne ajute pe noi. Al pasăm de punctul dat în punctul acesta. În felul următor, nu, el am pus minus, mai are până la 168, dar iar 168 este un nivel foarte puternic, care iar poate să ne ajute pentru dânsul, rare ori ajunge până la acest nivel. Adică, în perioada de weekly, încă ne orientăm la tranzacții de vânzare, putem să ducem un nivel de rezistență pentru a depista următoarea corecție care se vine la noi pe următor. Dar iarăși e o înclinare destul de puternică, dar cel mai bine oricum Fibonacci de lucrat aici. În felul următor, anume poate fi următoarea corecție. În perioada de 1, dar ducem să fim în parte care e situația. Vedem evoluția în felul următor. N-am apăsat niciun nivel aici așa mai puternic, și am apăsat doar peste perioada weekly. Așa. Aici vedem că piața reprezintă sau informează noua senzație, gata, nu mai are putere să coboare jos. Se vede după lumânări, se vede după umbre, după dojurile care se formează. Dacă se închide astăzi într-un dojur, evident că incertitudine pe piață, poate asta are vreo și la fundamental, poate chiar și tehnic piața nu vrea să se coboare mai departe jos. Tot ce posibil să fie aici o mică corecție, după care iarăși continuarea să se adică să fie ca dacă se vede în istorie așa o situație, nu știu cum să găsesc, cum să vă arăt, poate să fie. Dar, în mare parte, aici încă un moment interesant, dacă se formează doge ca lumânare. Să știți că doge nu este lumânare ca combinație de lumânare care se schimbi tendința. Doge e combinație de incertitudine. Dacă se formează doge, este o bătăție ca piața și mai departe să coboare jos sau să crească. Poate fi, pur și simplu, așa o mică incertitudine, o mică corecție în perioada scurtă de timp și mai departe să continuă jos până la nivelul dat. Da, și considerație corecția de regulă, ea poate fi undeva 4 mese, adică ca și anterior, perioada ca și 4 și rămas doar umbra din lumânarea dată. Nu e spus că aici se fac iarăși formă cu creștere. Ca corecție poate să fac evident unde este ca punctul dar. Este un nivel foarte puternic care el pentru poate să crească. Dar dacă evident străbați punctul minim este punctul dar. Sau înmuierea punctelor date de aici.
Și evident, aveți și punctul de jert, de data nivelul care este noi aici, nivelul 121.46. Nivelul cu unii noi trebuie să pasăm pe costul mulțumesc, că evident, dar evident că trebuie de așteptat închiderea lumânării, da? Să vedem cum să mai închide. Că final poate se închide, lumânarea dată se închide cum la ora 8, sau la 9, adică am lucrat să schimbat ora la 8, da. La ora 8, după ora 9, dacă se închide lumânarea, vedem cum se închide. Sură nu iarăși cum am umbră din ea, că asta care ciocanul care s-a format aici, că era negru la început, de primul rămas numai codiță. Și evident, am vrea de ca și cum, deja am mai amănuțit să vede punctul de intrare care este care se formează la noi, evident că este punctul. Dar să vedem o evoluție și pe AZD OSD sau pe AUD OSD, care cine tranzacția are. Pe AZD sau pe AUD? El practic merge. Și nu știu să și viață. Am două, da? Da, suntem în AZD OSD, de ce cu el. Tot într-o perioadă mai lungă de timp. Asta, nu știu dacă v-ați dat o perioadă lunară, să vedeți acolo și o situație destul de interesantă. Și credeți-vă că el lucrează bine, că sunt niște momente destul de interesante. Acum să dăm USD. Șaul de USD au ajuns la niște puncte istorici minime din trecut și dacă vă uitați atentă să observați că se formează o figură. Vreau să terg tot acolo aici ca să fie mult mai clar. Ce înseamnă aici? Da, cap curve, inversat. Evident că a avut o cădere foarte bruscă în jos și evident că piața, care este primul semnal că se formează figură, este atunci când impulsul, ultimul impuls și corecția care s-a format sunt aproape egale, 80-90% sunt egale. Adică, fiind faptul că eu practic ajuns iarăși până în punctul ăsta, îmi pare mi s-a audit chiar ajuns până în drânsul, evident că deja mi se formează puterea văzător și acumulatorului sunt egale, perioada lucrurilor. Și acum, evident, piața a coborât până la nivelul dat, e poate coboare un pic și câte umbră asta aici jos, pentru că perioada e uicle și e lumânare din umbră, poate coboare jos o săptămână, să formeze o umbră așa în jos, după care se orientăm mai departe la tranzacții de cumpărare. Dați până niște nivel. Evident, aici ce este figura asta de schimb, ea se vedeți pe perioada de lungată. Nu ați văzut o plăcere, de fost la o cu jumătate de an, sau să spun, un an de zile. Deci, evident, fiscul, un an de zile, dacă va avea loc să bate din întâlnă, vom merge în continuare cu tranzacțiile de cumpărare. Iar, poate nu depinde și de punctul situația cu inflația, cum va fi pe viitor. Pentru că, cum am mai spus, nu numai în America sau în Europa este o inflație foarte aplicată. Atât cum noi, din anul, în roșu sau, în România, chiar pe teritoriul nostru național, pe care e un impact foarte ridicat. Și dacă cunoașteți țara de referință Republica Moldova, în decursul a două luni zile, a fost lucrat de două ori. Cunoaște cine a luat asta? Ok? Ok, în februarie. În februarie a fost lucrat la 12.35. A fost lucrat la data de referință. Evident, ea a fost lucrat din simplu motiv, pentru că ca să lupte cu inflație. Da. Știm că a fost lucrat cu inflație. Cel, eu sunt de părere, dar iar și părerea mea, pentru că a fost cu inflația, atunci, în primul rând, nu trebuie să lupte ca să stăteze prețul. Trebuie să lupte și faptul ca să mărească și venitul la cetățenii. În cazul dat, atunci am mers cu lupte cu inflația. Dar cazul că nu m-a spus să lupteasă prețul, dar văd prețul nu mă opresc, și care va subvenții dau la populație, asta nu e cu lupte cu inflația. E spunctul, da. Da. E tot populație, corect. Corect, e tot populație. Au dreptate. Și mă uitam la un... Nu știu dacă ați văzut, este grupul Drogon, pe YouTube, care fac... Se amuză de bază că... Taxiul vine de plață, nu când de plată, o mașină și spune, ia, te rău, noi trăim. Dar ce salariu aveți, domnul deputat? Noi nu avem 160.000 salariu. Ce că nu ne ajung, trebuie să ne mărim salariile. Și să mai zici în populația care au normale 5-6 mii de lei să fie să nu tranzacționează, pentru că dacă aș fi un tranzacționare, că dai eu salarii mai bani. La ce sumă? Referitor la domnul Zainandes, am spus că, în cazul cum, dacă vă să faci aceste linii în timp, vă merge o perioadă mai îndelungată, vă merge în continuare tranzacții de cumpărare. Da, la urmă, în cazul că așteptăm
de momentul cu ce mult vreau de lungi timp, nu de că este mai fix sau mai bine lucrează pe de lungi timp, deci pentru stabilirea unor nivele de oprire, adică trebuie să te oprești, dacă, cum dacă ați străbat, da, continuă în parte, dacă n-ați străbat, te oprești de cost, pentru că, într-adevăr, e un colet de cealaltă pe gros. Și în cazul ăla, anume că trebuie de securitate, mai odată în 2-3 săptămâni, în 1 zile, într-o dată pe de săptămână sau an, pentru a vedea oprirea dată. Oprirea dată e destul de important pentru noi, pentru că în cazul când traderul nu stă atenția în cazul dat, el se uită la trendul de crescător pe perioada de H1-H4, el merge cu săl, schimbi săl, dar nu vede că perioada de mană e mâncată, dar nu se oprească, să ne o operație de cumpărare. Și schimbi o săl și cum piața da și înapoi în sus, de doamne să închide stopul ăsta, să trebuie care ce credeai că am și-o să-l întoarcă înapoi, de că am și-o să-l întoarcă înapoi, de că am și-o să-l întoarcă înapoi și tu duci piața în baie și el înțelege de ce îți duci în baie, crede că el ceva nu a făcut corect și în final când e o mină de mare sau închide final într-o mină de mare. De ce trebuie să cunoaște asta, mai o dată la o lună de zile, să vă uitați în perioada aceasta lucru de timp. Adică aici pasăm niște tipiene care noi să ne ajute în viitor, unde suntem creștere, plasați cu altă culoare. Adică plasați-le cu un negru care știți că este de perioada de weekly sau mare. Și atât. Eu trebuie să spun, după care sunt pe așa. Dacă ne ducem în perioada săptămânală, evident că aici vedem un nivel și vedem și a doua nivel. Aici putem să corectăm nivelul care îl avem aici în perioada de mare, este nivelul dat cu umbrele cele care erau așa jos, evident că e că el iar și-a ajuns cu umbra până aici. Un moment foarte important. Chiar dacă vizual parcă se formează o figură de schimb în perioada de lună, de lună de zile, asta nu înseamnă că el a smeargă figura asta după o lună de zile. Tot ce probabil că el poate să străbată nivelul dat. Depinde foarte mult de dolar american. Dacă dolar american se zăbrească cu avânt puteric, evident că el va străbate și primul și a doua nivel în jos. Dar pentru mine este important să văd străbaterea dată, să înțeleg străbaterea dată și nu se întâmplă că ajung într-un moment și nu înțeleg cum vreau să duc pe azi. Evident că noi ne orientăm mai departe în tranzacții de vânzare, iar noi figură, noi nu avem ce discutat de baie. Până ați formează pe aia de scurt de timp, ca și patru, ca și o figură de schimb, atunci să vorbim despre pornirea sus și evident străbaterea ultimului nivel care este și la noi sus. Ne ducem în perioada de 1, apropo, în perioada de weekly, ați înțeleg trendul, fiindcă uneori traderii, iar aici în moment tot foarte important, traderii care nu se orientau în perioada lungă de timp. Dacă înțeleg trendul weekly în felul următor, el ați primea să nu un trend foarte frumos. Dar traderii care, de exemplu, nu știu, dacă sunteți traderii care au o jumătate de an, un an de zi viață, se orientau să trec doar la D1 și eu chiar când traderii se nu un trend cum? Al de sănă o felul următor. Vă dați seama, nu uite exemplu trendul dat acesta. Ștergem linia asta care e roșie sau vă îndipuit că e noi. Vedem de aici pe ce faci. Străbați trendul dat și se formește sus să ajungă la linia dată. Și vedem traderii care se orientau fără diapazonul dat, evident că se o, aici se schimba trendul, mai departe orientăm la tranzacții de cumpărare de bani. Dar evident că baia asta este o corecție mai adâncă a tot impulsul ăsta care este aici. Adică dacă pune Fibonacci din weekly pe perioada asta, el a ajuns aici și a străbătut un pic și aici și un șopt al Fibonacci. Deci a stat o presiune, a format o figură de schimb și s-a pornit mai departe jos. Adică pentru asta este nevoie că ne-ați coada ochiului să trageți în perioada de lungi de timp. Nu pentru că ați vrea să la fața acolo și să facă secret oarecare. Pur și simplu să fiți mai flexibil și legat de mișcările care sunt pe piață. Așa. Eu vă șterge și pe bună așa. Da, evident că acum am avut nevoie de o creștere și iarăși mai departe continuăm o cădere. Eu deja nu mai desen nimic, lăsa aici și e situația care este. Noi urmărim la momentul actual trend descrescător. În felul următor, nu putem să-l redafișa. Avem un trend descrescător, puternic, abrupt, spunem așa. Și evident că au ajuns în nivelul care noi am vorbit aici. Nu, așteptăm să vedem, îl va putea străbate sau nu. Eu sunt de părere că, cum de exemplu, voi deschide tranzacții de vânzare doar dacă va străbate acest nivel. Dacă nu va străbate nivelul dat, aici până la nivel sunt câteva
47 de puncte, evident că nu are rost să mă orientez la tranzacții de vânzare. Dacă vă străbat, da, pot să mă orientez mai departe la tranzacții de vânzare pe perioada mai lungă de timp. Dacă nu, evident, ce ați formez aici? Dacă să fac așa, de exemplu. Asta, apropo, ca pe toate instrumentele, posibil să formează o corecție mai adâncă, din cauza că index tot se pregătește pe o corecție mai adâncă. Tot ce posibil pe instrumentele date, să urmărim o corecție mai adâncă. Și pot să lasă să știți un lucru foarte important. Fiecare impuls are corecție. Adică fiecare impuls are nevoie de corecție. Pulsul ăsta are nevoie de corecția dată. Pulsul ăsta are nevoie de corecția asta. Pulsul ăsta corecție mai departe. Dar tot impulsul ăsta are nevoie de o corecție mai mare. Deci, trebuie să înțelegi în unele cazuri că piața are nevoie de corecție este mai puternică și cum o lucru anterior în perioada de trei. Chiar dacă tot primul impuls are loc o corecție mică, apoi la impuls o corecție mai mare. Adică, ia uitați, impuls, asta e corecția la asta. Asta e corecția la asta, de exemplu. Dar asta e corecția la tăiat acesta. Exact ce situație poate să fie și în cazul nostru aici, la impulsul atât căderea dată, evident că este să fie o corecție pe măsură. Undeva 50%, 50% din impulsul care l-a făcut. Sau 68%. Adică cea mai ușor este expansiune. Și pe perioada lungă de timp, să înțelegeți că este să fie nevoie de o corecție mai puternică până la nivelul oarecare, din cauza că este așa piața și se miște. E face impulsul micuț și corecție micuț. Impulsul mai mare, corecție mai mare. Și asta este un punct fix, că trebuie să o urmărați obligatoriu. Dar, de exemplu, spune Fibonacci că este pe noi poate să fie corecția dată. Am nimerit? Da. Este 68 acum, în nivelul 150. Și atunci eu chiar vin să fie are mult mai la nivelul de rezultat de descendent. Am vrut să vorbim de dolar american astăzi, când cumpărăm să avem dolar american, dar știm traderii prin asta nu sunteți investitori care să cumpărați sau să mențineți dolar american acasă și știți de teme că s-au cumpărat sau s-au vinit. Momentul este fel următor, că noi depindem de dolar american, dar nu depindem doar de dânsul. Da? Adică noi să facem instrumentul fiecare în parte. Scopul masterclass-ului a fost că noi să încă o dată să vorbim despre elemente de bază a unei analize tehnice, ca să înțelegeți cât este de important că traderul pas cu pas fac analiza, ca el să înțeleagă ce face. Simplu. Dacă traderul nu înțelege unde să află și unde să merg mai departe piață, mai bine el să oprească, să nu îți chide nicio tranzacție, dar traderul înțelege când el e de la mare la mic, sau de la mic la mare și face o analiză complexă, stabilește tot, după care, da, eu pot să dau acolo două instrumente, două indicatori de trend oscilatori, care după placul lui, dar trebuie să stabilească bine nivelele, trebuie să stabilească trendurile, trebuie să înțeleagă unde îți duce piața și folosesc Fibonacci, pentru că lucrează foarte bine. Da, și am ajuns de acasă, tot timpul spun, trebuie să fie ceva nuanță. Cred că sunt situații, când, spre exemplu, situația ta, să știi ce strâmbături, da, el nu poate ne învăța pentru mine. Asta tot ar fi un semnal, că în perioada, nu suntem în perioada de unde, dar ca așa trebuie să fie de semnal că ești pus pe mine în pădat și iată ca și patru. Și din cauza că traderi, nu trec atenția la lucrul ăsta, fie chiar maximul să nu renuie sau minimul nu poate renuie. Poate în tendință descendentă, dar din cauza că punctul minim nu poate renuie descendentul, este însemnat pur și simplu direct. Iată, majoritatea traderi, nu trec atenția la lucrul ăsta. Aici și nu trec atenția la lucrul ăsta. Și în punctul ăsta, de aici, de aici, trageți atenția, pe urmă, dar patru trebuie observat. Că vă fac un creștere, și sunt mai înțeles. Și am zis că de aici ce pot să fac. Și așa că duc mai departe. Da, este că. Să duc mai departe în jos și din cauza că nu am tras atenția la simt faptele minime să pregătește, eu trec mai departe. Și așa că apare întrebarea. De ce am lăsat-o post? Poate mi-e trebuie mergi descendent, trebuie ok. Dar nu mi-a spus nu cum ăsta trebuie să trebuie să trebuie. Nu credeți că dacă am înțeles trendul și trend descendent, gata, trebuie să meargă descendent. Trebuie să trebuie să trebuie să atenția la lucruri minute care, într-adevăr, pot să schimbi. Dar asta se face atunci când traderul e un pic surprise, se așează la masă și începe să scrie, dar cum te zice, a, m-am înțeles, nu puși să-i în cap, s-a luat la mapă de scașă și a stabilit acolo că cineva a spus că domnul Victor sau domnul ce a spus Excel, deschid Excel sau mai. E foaie, e pixul, scrie weekly, month, daily, H4, H1,
faci un rezumat, îl citești de două ori și atunci spun, bă, e că eu știu de unde să intru și unde să ies. Și atunci evident că să ai rezultat și atunci asta că să ai rezultat din cauza simplu motiv că el e tu de fapt roman de tranzacționare. Deci el studie emoții de tranzacționare. El e el și piața și atât. Cifrele și piața și atât. Adică el nu are ce faci piață, el lucrează doar analiza care a făcut-o el. Din cauza că dacă trader nu are cu aia scris nimic și îl face de cap și scrie dar și puternic, evident, în orice moment când el ține tranzacția și pe urmă intervine ceva acolo și cade sau crește plus piața, el închide, deschide alte tranzacții și el tot timpul, eu spun, este fenomen când trader fuge de urma pieței. Adică el e compas doi în urmă, întârziat. De urma pieței, piața dar nu s-a întors, dar el încă merge după aia și merge două, trei stop-loss-uri și abia se întoarce și abia se întoarce și iar merge stop-loss. Adică el fuge de urma pieței și asta tot nu e un element foarte bun. Nu sunt trader care la început așa din entuziasm să vă leacă mai rapid cu piața. Sau îi merg înainte pieței, dar asta e un fenomen foarte rar și la trader începături să fie. Asta când n-au răbdare să aștepte corecția sau să înceapă nouă lui mult. Deci o durată cu o perioadă lungă de timp. În așa situație, încercați să nu intrați pe piață până că se formează așa mici incertitudini sau nici nu știu cum să numesc chestia. E că în așa puncte nu intrați pe piață din cauza că aici, de regulă, sunt momente diferite. Și una din momentele care a format un GBP-ul și în care eu, de exemplu, recunosc pe acelalt minus, din cauza că a străbătut nivelul de artificial și a străbătut și a venit înapoi. Evident, pe urmă folosesc metoda medierei, ca mers, ieși corect iar după foaie, scrii foaie, așa cum scenariul poți ieși, iei pas cu pas și ieși în final. Adică mai devreme sau mai târziu, asta nu înseamnă că trebuie să faci minus. Dar trebuie să închideți în final minus odată, că nu vă puteți. Adică orice să la pierzi ani de zile să întoarcă înapoi. Dar medieta asta să ies în zero sau poate fi în cur. Dar e că este punctul dat. Și în așa situație mai bine loc de intrat. Că piața nu de confirmări și riscul este felul următor. Dar de regulă trebuie să fac așa, simplu. O luat punctele minime, o pus așa un nivel, o luat punctele maxime, o pus un nivel și până piața nu iese din coridor, el nu intră pe piață. Și atât, simplu. Și așteaptă să piața să iasă din coridorul dat. Evident că mai sunt excepții, este umbri care poate străbate, cel mai bine pe traderul spune și ordine amânate să pui, să aștepte ca piața să se calmeze, să pornească și nu uitați că e ca să facă figura asta de retestare, cum e că o făcut aici. O străbătut, o intrat înapoi, după care puternic s-a dus în jos. Asta e ceva normal, anume la asta patru puternici ca la confirmări puternici legat de trage pe termen lung și scurt. Așa. Întrebări. Dați-mi ce întrebări sunt la etapa actuală, cinci tranzacții are, poate ceva instrumente care stă și se gândește ce-ți fac lucrurile. Cine are tranzacții pe care? Nu sunt pe care. Ce? Pe brand are tranzacții. Apropo, nu poate ce? Nu poate și negativ. Negativ, cei care sunt bani s-au spus. Pe notatea, de astăzi, la 17, da. Ce zis, public, rezervă de Petrov. Iar și negativ. Cum te-ți spus să cine ai tranzacții? Pare că sunt aici a făcut amănânt.
când o să l-am ajutat la analiză, vorbesc despre evoluția rântului și de aerului. Nu știu ce a fost atunci. Acum am de mult? Da. Nu, în perioada de unul este foarte simplu, aici formează o formă de triunghi, de-a fel tranzacționăm în tranzacționăm. Este triunghi, simplu chiar triunghi. În situația rusească, petrolul rusesc, adică unde să duc piața asta de desfacere. Și el formează triunghi. Evident că triunghi este destul de mare, el triunghi este a fost doar picat, pusă de cat în pandemie, a fost un triunghi 800 de puncte, nu știu tare de bază, nu știu tare asta. Să ai mai mult, are triunghi și ceva de puncte și el lucrează triunghi. Numai că e triunghi așa, vrea de deli, vrea de cași 4, parcă nu e punctul maxim, parcă n-ar avea punctul maxim. Dar el gata, gata, undeva se ducă. Eu sunt de părere că el o duc în bani. Sunt de părere, dar el e triunghi. Iar regula triunghiului, eu te smerg după dresul 50 la 50. Acum, evident, eu pot să unesc aceste maxime și minime, pe ca minime de felul următor și maxime de felul următor. Numai că iarăși, în momentul care, el, practic, le tinde să se străbată. De asta nu se străbată și pentru că ești să mă orientez după nivel. Adică nivelul dat, punctul maxim, nivelul dat, nivelul dat. Deci am tot așa. Avem primul nivel, al doilea nivel, adică este era al treilea nivel, avem H4. H4. E ca fel următor. Evident că ești format un trend crescător, ești format o figură, o autocorecție, el ca să miște interiorul acestui triunghi, dar e că facem unii străbateri false. De deci, ce? Eu și comandarii ca să deșertați străbătul nivel puternic. La baie, evident că nivelul este 133 și în sus, dar de său, evident că aici nivelul, la majoritatea, nivelul este. Este nivel puternic. Dar, iarăși, aici este un coridor destul de mare, este petrol, asta nu e piața voluntară. Evident că el merge și fundamental, influențat mai tare, practic, și ca piața voluntară, mai ales situația și petrolul rusesc și afirmațiile care spun reprezentanții europeni că vor să elimine, spunem așa, dependența de resursele energetice rusești în Europa și evident că asta va duce la o creștere a prețului la petrol foarte mare. Vrem, noi spunem, vrem. Da, OPEC-ul, sunt sigur că cine a fost la mai sarcast, noi am vorbit, ce a spus OPEC-ul când SUA a spus trebuie de eliminat Rusia, a oprit de adus petrolul rusesc. A spus că nu trebuie să locuim petrolul rusesc, de unde să-l extragem ca să locuim în gaură, da. Și evident că o refuzat o formă așa mai frumoasă. Și evident că asta înseamnă că tot depinde de dânsul și evident dacă va fi eliminat forțat acest element, va rămâne o gaură și evident va duce ca prețul să crească puternic. Dar evident, noi înțelegem că resursele de petrol este limitate și evident va duce la petrolul va crește continuare. Gata, el nu mai avea trend crescător din cauza că resursele sunt limitate și din ce devine mai costisitoare să fie extras. E deja că tot energia. Regeneratul, electric și așa mai departe. Bine, dați-mi vreau să observați anchete, pentru că o vedeți deja în comentarii. Și dacă aveți careva întrebări, dați-mi să discutăm, cum vă reținem mult. Eu cred că masterclass-ul de azi a fost util de dumneavoastră, ca să înțelegeți pe o bază evoluția lucrurilor. Cred că mai este așa un postulat la trader, o regulă, pentru că nu mai organizăm noi concursul, că dacă traderii vin să câștigă un premiu. Nu s-a încălcat. S-au luat de acolo. În acest moment, către vin și cred că sunt caribații creative de la Zafinare și vin aici și caută. Cred că noi undeva cunoaștem ceva ce nu vreau să spunem. Știți, un lucru că noi nu cunoaștem. Mai nu sunt aceste reguli de aur. Ele sunt reguli de aur, dar ele nu sunt niște secrete. Noi vă spunem, dar vreau să vă mulțumim de asaltat sau vreau să le implementare. Că, în primul rând, trebuie să alăsați trend. Figura schimbă trendul și un mic altceva. Evident, risk management, stop loss obligatoriu. Sunt traderi începători care mă stăpăm cu vorba dată la lecții, inclusiv și eu, că noi nu punem stop loss la tranzacții. Da, inclusiv eu nu tranzacționez la... Eu nu pun stop loss la tranzacții.
nici îmi dat o siguranță mai bună, eu mă să mai bine fără stop loss. Dar atât de începător din cauza că, nu știu, patru cel și eu tot cu stop loss între lani, îi fac mai rău pentru dânsul. Și evident că trebuie să pune stop loss, primul de luni tranzacționare, stop loss obligatoriu, adică fără doar și poate. După asta, când deja să vă deprindeți, deja puteți să lucrați fără stop loss. Da, după perioada mă facem de juniori pe mare, după perioada 6 luni, atunci trebuie să începi să lucrați fără stop loss. Da, semnul de 6 luni, stop loss garantat. Eu nu recomand lactul, eu trebuie să te potriva lactul, deși pe eu sunt foarte competență între lactul. Și din cauza, nu trebuie să faci profit pe celălalt potație, trebuie să faci profit, să cumva cauza, să spunem, undeva, variante, ca să ieși de lactul, da. Și asta ți-i scură de platenția și te-ai zis celălalt moment. Și pentru că erau tot plus, te-ai exact celălalt cotație, nu e profit și mult mai mare are pot să faci. Trebuie să fie de... Eu am încredere, eu stat în lacă, tu trebuie de sări, tot de instrument. Și așa, nu e intră, dar e la... Răzul zic, știam. Și te-ai demonstrat la cu nou închis de tăiat și așa. Ia să fac înapoi minusul care l-au încălat de pe lacă, da. Îți dați vă consumă timp, nervi, atenție și te blochează să, în loc să faci alt profit, stai și te gândești la pensul, gândești la pensul. În timpul, dacă două de luni să stai fără lactul dat, îți respecti minusul dat în 10 până apoi, sau 20 până apoi. Să accepte da, da, minusul dat. Da, da, deci e chiar dacă este și mare. Da? Avem un problemă, trezer nu poți să accepte minusul ăsta. Da, dependent și minus. Okay. Da, pe un tot de jos la minusul dat, adică... Poți să ajungi la minusul dat. Dar când depindeți, cum a fost? La început, tot așa este minus mare a fost? Logic nu a fost minus mare, dar... Iată, de cauza asta, că voi nu voi din stat aveți un stop loss mic celuț. Un minus mic costă. Știți care este? Și din cauza că este mic, tot mare și mare. Nu-i dar nu-i închidei.